fie în familie restrânsă. Îmi vor lipsi mesele cu prietenii și de ce să nu recunosc sarmalele de prin vecini și de prin prieteni, pentru că noi acolo, familia noastră, acolo mănâncă sarmale, salată de băf și alte bunătăți. Însă probabil că o să învățăm să le facem noi când nu avem încotro. M-am învățat să am mai multă răbdare și să prețuiesc mai mult oamenii de lângă mine și prietenii, de care nu prea aveam timp înainte. Nu-mi făceam atât de mult timp pe cât merită. Și am învățat lucrul acesta și am învățat să-mi prețuiesc mai mult familia. Să fie unul cât se poate de așezat. Mi-e dor de rutină. Este foarte dor de rutină. Mi-este dor să mă trezesc dimineața, să mă duc la serviciu, după care să ies în oraș, să mă întâlnesc cu prieteni. Mi-e dor de asta și vreau să se întâmple asta, să fie normal și să mergem la festivaluri de muzică, să mergem la concert odată, să hai și să ne întâlnim, să ne pupăm și să ne îmbrățișăm. Să aveți un pic de răbdare, pentru că suntem un popor de oameni buni și de oameni generoși și de oameni cu minte. Și la mulți ani, firește. La mulți ani alături de cei pe care îi iubiți și pe care acum îi prețuiți mai mult, sunt convinsă.